S-a discutat despre obiectivele, dar și despre activitățile care vor avea loc în cadrul proiectului, dar și despre obiectivele fondului ONG în România. Concret, tinerii au aflat cum să conștientizeze necesitatea drepturilor omului și a valorilor democrației europene. De altfel, cum să experimenteze cetățenia participativă prin acțiuni de voluntariat, mai ales că în cadrul sesiunii de informare a avut loc și o dezbatere care s-a numit chiar Voluntariat și cetățenia participativă. Elevii au fost foarte activi și interesați de proiectul Teatru și Viața. Este o acțiune foarte interesantă. Este important să cunoaștem drepturile omului și valorile democrației. Elevii de la Colegiul Național Vlaicu Vodă vor să învețe să acționeze conform acestora. Cred că o să fie o experiență unică și sunt total de acord cu proiectul, pentru că discriminarea este la tot pasul și ar trebui să fim egali unii cu ceilalți, ar trebui să-i ajutăm și să-i înțelegem și sper să decurgă bine proiectul și să fim selecționați pe etapa a doua, să mergem prin orașe, să le arătăm oamenilor că de fapt trebuie să fie altfel și să schimbe concepțiile legate de viață, legate de ceilalți. Acest proiect ne ajută să înțelegem valorile și să nu mai discriminăm doar felul cum arată o persoană, ci să îi judecăm felul cum gândesc și simt. Cred că este foarte important să învățăm o lecție, iar teatru ne ajută. Rolul sesiunilor de informare în cadrul proiectului este destul de simplu. Tinerii trebuie să înțeleagă importanța acestui proiect pentru o dezvoltare socială durabilă. De asemenea, elevii trebuie să se implice în activități care necesită și dezvoltă responsabilitate civică. Elevii au fost interesați și vor să participe în număr mare la proiect, adică chiar nu mi-am închipuit că vor într-un număr atât de mare și cred că selecția grupului țintă va fi foarte, foarte dificilă, dar este important că am început, este important că ei știu despre ce este vorba și știu cât de importantă este cetățenia participativă și este important că foarte mulți dintre acești elevi vor deveni voluntari ai Asociației pentru Dialog Intercultural. Peste 100 de elevi, dar și zeci de profesori au fost prezenți la sesiunea de informare de la Colegiul Național Vlaicu Vodă, elevi care și-au exprimat deja dorința de a face parte din acest proiect, un proiect finanțat prin granturile Spațiului Economic European 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România. În perioada următoare, sesiuni de informare vor avea loc și la Colegiul Național Octav Onicescu din București, dar și la Liceul Bulgar Hristo Botev.